Bună dimineața, bine v-a regăsit, prieteni! Spășit! Spășit de data asta povestesc și m-am gândit, mă, dacă n-am mai vorbit, oare cum ar fi? Dacă n-am mai vorbit, mulți dintre noi ăștia care tot clămpănim pe YouTube, pe Facebook, la televizor, la radio, mai scriem în presă din când în când, oare cum ar fi dacă am tăcea? M-am pus în locul ora care vin și spun, domnilor, voi de fapt ce faceți în țara asta? Ați făcut vreun bombej livezeni? Ați dat vreo lopată la canalul Dunăre Marea Neagră? Da? N-ați făcut nimic, bă. Numai, numai stați și, și povestiți la televizor sau pe YouTube. Mai mult decât atât. Un păcat incredibil. Un păcat de neiertat. Mai și câștigați bani din chestia asta. Incredibil ce a ajuns lumea. Nu-i mai ca pe vremea noastră. Pe vremea noastră nu te lăsa cu părul lung așa pe stradă sau cu tot felul de țicouri de la Iurea, dar te lua miliția și te punea la respect. Și m-am gândit, bă, dacă vor avea dreptate? Că până la urmă, hai să vedem ce facem noi. Noi venim și povestim pe lângă chestiile alea mari, de, nu știu, de ideologii, de filozofii, de chestiile astea, și de chestiile alea mici enervante. Chestiunile alea mici enervante la care ăștia la n-au acces. Ăia care au mers acolo la Bumbești, Livezeni și astăzi trăiesc cu, cu amintirea momentului în care a fost făcut brigadier. Da? în care a venit partidul și a spus, uite, ai o garsonieră acolo, în orașul ăsta muncitoresc. Și el a fost foarte mândru când a mers la socrii lui, dar și-a spus, am și o casa mea. Trebuie să înțelegem și chestiile asta. De exemplu, <coughs> suntem gică contra dacă vorbim și nu are nicio relevanță pentru oamenii ăștia, cumva aruncați de timpuri, de vremuri la marginea lumii, dacă vorbim de faptul că o federație a operatorilor din turism vrea o taxă specială pentru aia care își fac concediile în străinătate. Adică poți părăsi țara în concediu, ok, vrei în texturat de Amara, textura de Călimănești, de Mamaia, de chestiile astea, dar plătești o taxă. De ce? Păi patriotic e să rămâi aici. Păi de ce să rămână aici? Dom trebuie să rămâi aici. A, vrei să pleci în străinătate, plătești o taxă. Eu aș veni și cu o propunere și mai turbată. Băi, dacă te duci până în 500 de kilometri distanță de România, în concediu, plătești o taxă. De la 501 la 801 plătești o taxă mai mare. Aoleu, dacă ai zburat pe alt continent, te-am ras. Acolo n-ai decât să-mi dai contravaloarea vacanței, calculată de mine, în lei, plus dobânz, de trei ori. Adică, vezi, Uh, există, există tot felul de triburi într-o țară, nu numai la noi, triburi care se gândesc să câștige de pe muncă altor triburi. Acum o să-mi spună, în mod evident, oamenii ăia care încă mai visează la meci de vezeni, dar voi cum câștigați bă, bani din uh, YouTube-uri? Noi câștigăm bani de YouTube-uri pentru că vin reclame. Acum, asta este. Mi-a pus cineva întrebarea asta și s-a repetat de câteva ori că au preluat-o și alții. Nu vă e rușine să câștigați bani din YouTube. Nu, dar câștig bani și din televizor. Câștig bani și din radio. Ce să facem? Fiecare, unul cu sapă, altul cu mapa, altul cu povestea, altul cu fiecare cu ce are. Bun. Apoi, devenim foarte enervanți când punem problema în care pot câștiga bani din minimă, din soare. Din soare. Te uiți la soare și pică banii în cont. Cum? și au pus oamenii panouri solare. A venit statul și a spus, domnilor, trebuie să deveniți prosumatori. Există o criză energetică, o să fie mai rău, trebuie, uite, avem subvenții chiar de la Uniunea Europeană. Acum lumea și-a pus panouri solare. Au, eu zice statul. Păi stați un pic, prea multe panouri solare. Păi de ce? Păi noi n-am modernizat nimic la rețele și pică rețeaua. La anul o să aveți de trei ori puterea ora de la Cernavod. Ăia au de mega sau ce o fi acolo, watts, dar și voi ave, o să aveți 2000. Ce o să facem cu atâția vați pe cap de locuitor? Bă, nu vă mai puneți panouri solare. Adică statul vine și spune, știți, voi modernizați-vă, dar opriți modernizarea acum, stop, 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 că nu n-am modernizat nimic. Sigur că dacă spui că toate astea se întâmplă că statul a luat banii de modernizare de la tot ce înseamnă industria asta de mălgat fierul, de călcat în priză, ok, se enervează lumea. Dom'le, a început de la taxa pe stâlp, de la ponta, cu marele, marele socol acolo. E un, e un tip care vede economia capitalistă în paradigmă socialistă, chiar comunistă. Da? După aia când au venit dragneșor, îți dați-ne toți banii, nu mai faceți investiții, voi ăștia... -i... Uzinele astea mari sau soare sunteți, companiile astea mari, iarăși, nu au mai avut bani de investiții. Acum, și dacă ar avea bani de investiții, îți numiri politice și nu poți să faci investiții cu un numit politic, că la un se va uita pe planul de investiții, că se uită la procesul verbal de la uh, ședința de partid. Da? Deci suntem niște niște răi <coughs> ăștia care povestim așa. După a mă duc la nebunia asta cu măsurile fiscale. Sigur că cel mai confortabil este să, să vorbești așa angro despre măsurile fiscale. Eu o să vă spun o chestie care nu funcționează, cel puțin la țară. Domnilor, 2000 de lei maxim cash. 2000 de lei maxim cash. Și să zicem că eu am un magazin. Am un magazin, la ăla îi dau o săniuță, o vodcă de amică, mică, la ăla îi dau două pâini, la ăla i dau ceva cărnați de la ieftin, la ăla dau un cașcaval sau un parmezan, că poate un sat de ăsta mai domnos. Și la sfârșit, iau cât am făcut, hai să zicem, 10.000 de lei pe ziua aia. 10.000 de lei ce fac cu ei? Trebuie să mă să aprovizionez. Păi nu -ți pot să mergi cu cash. Am două posibilități. Mă duc să depun la bancă să am card. Da? Bancă nu mai este în sat. Adică, nici măcar la orașele mici nu mai sunt chestii de astea în care interacționez cu bună ziua. Știți să rămână, am venit aici ca să bagă 10.000 de lei pe card. Nu, 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 nu. Acum tot ce înseamnă interacțiune umană s-a dus pe undeva normal, da, Și mai ales la sate, dar și în orașele mici, ai niște bancomate de alea mai speciale în care bași foștolul de bani, prr, numără și ți pune pe card. Ok, mie îmi place să fac asta. Dar la țară, la țară nici măcar de alea nu există. Acum, la țară știi ce mai lipsește? Un singur zvon. Dacă se poate așa, dinspre curtea bisericii, cum că nu știu care bani Vasile, care și-o vându vaca cu 3.000 de lei, o băga banii acolo, că trebuia să meargă pe cardul ăla de pensie și bancomatul i-a banii. Vai de mine! În momentul ăla îți garantez eu că majoritatea celor din sat, ca să nu zic pensionar, vor spune, doamne ferește, nu bag bani acolo, că rămân fără pensie. Ok? Ok. Cealaltă posibilitate este să mă duc cu ăia 2000, cumpăr legal și de 7000 cumpăr la gri sau la negru. Pentru că N-am cum altfel. Nu există bancomat în Sasa. Acum să mă duc până la oraș, să pun aia 10.000 în cont și după aia să mă duc la aprovizionare și după aia să fac chestia asta în fiecare zi. Dau faliment. Eu sunt la cu magazin, nu e așa? Adică noi povestim despre lucrurile despre care televiziunile povestesc un pic mai rar. De ce povestesc mai rar? Pentru că se adună atât de multe gogoloațe în realitatea românească, încât pur și simplu ești sufocat. Ești sufocat. Stai, te uiți, oare ce să iau, ai cel puțin trei breaking news-uri pe care le poți da la fiecare oră și ascultați-mă că știu că lucrez în televiziune. Înțelegeți? Pur și simplu îți vin în valuri informațiile, una mai, mai importantă decât aia. Importantă înseamnă să meargă către interesul public. Sigur, asta nu înseamnă că toată ziua se merge sau toată televiziunile merg către interesul public. Sunt alea care vin cu ce se întâmplă cu pensiile românilor. Ce s-a întâmplat între cântăreața cu tare și câinele ei flocos. Unde se ascunde spiritul lui Arsenie Bogar, etc. 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 Astea sunt altele, nu sunt televiziuni, alea sunt un fel de, de, me, de mestecături, de mestecău, cum s-ar spune la chestia de făcut uh, Silvoizu, adică Magiu. Au și ei rolul lor în lume, exact cum are rol, uh, nu știu, au vecinii de peste două străzi, un cocoș, care umblă așa ca și cum ar fi biat și dimineața pe la trei începe să urle la găini. Bun, bun. Noi suntem mai lați. Noi suntem mai lați care ne uităm să vedem, bă, ne afectează? Ne afectează. Dacă nu mai pot să mă duc să cumpăr pâine de la magazinul din vecinoare, de ce nu mai pot să cumpăr pâine? Să-l înjur pe vecinul că nu-și face aprovizionarea? Nu pot. E magazinul lui. Vecinul nu -are, cu cine să vorbească pentru că la televizor, la cele mai multe posturi, cu, v-am spus, cu câinele flocos al doamnei cântărețe. Și atunci, cumva se uite și pe YouTube. Se uită și pe YouTube, dar ca să se recorească. Eu mi-am scos de mult din, din căpățână că noi putem schimba lumea. Nu mai putem schimba lumea, tată. Știi de ce nu putem schimba lumea? Pentru că nu vor să se schimbe oamenii. Eu sunt convins că majoritatea vor să simtă leu, să simtă bani. Vor să aibă ei foștologul ăla așa de gros, da? de 10 lei sau de 100 de lei sau de 500 de lei, să-l simte. Exact cum făcea Ciolacu da? când ieșeau chestiile alea de la televizor. Am, am uitat și pe declarația de a lui Ciolacu. El zicea că preferă banii cash, dar are o grămadă de cabluri sau la Tudose, care zicea, domnule, piei satană, piei satană cu cardul, eu nu am încredere în cardul. Adică niște, niște, mesaje către modernizarea societății românești, sigur, depus în ramă. Noi suntem ăilalți. Noi suntem ăilalți și v-am spus, m-am pus într-o într, -o, într -o secundă în locul ăluia care spune, dar voi ce cătați în lumea asta, mă? Voi ce tot comentați în lume? De ce să mă uit la tine? De ce nu iei, mă, o sapă, mă? De ce nu, ești, de ce nu pui și o chestie de a de dimineață? Să ne faci dimineața bună. Fă trei pași către nord-nord-vest, fă o cruce cu limba și vei avea o săptămână cu spor. Cinci pași ca să-ți recunoști îngerul păzitor. Uh, Uită-te către steaua nu știu care, și o să simți cum te întremezi și dispare steatoza hepatică. Sau, iată acest ceai pe care îl faci și vei scăpa de toate bolile. Sau am văzut la Antena 3 un uh, interviu extraordinar uh, rugăciunea pe care o spun că rugării ca să devină invizibili. Astea sunt realități. Înțelegeți? Noi suntem răi, mă. M-am uitat în oglindă și mi-am dat seama că am crescut cu corzi de, de vampir. Acum aștept să, -mi, să -mi crească și de jos ca să fiu ca facocerul. Înțelegi? Sau ca linocerul. Sau ceva acolo. Rinocerul o să crească nasul. Înțelegi? Ăștia suntem, băieți. Suntem ureți. Suntem ciufuți. Mă te zic că suntem totuși necesari. În caz că vrei să spui un panou fotovoltaic, te uiți la noi. Poate că vrei să îți deschizi un magazin la țară, te uiți la noi. Știi de ce? Doar noi a mai rămas. Sănătate. Onorul.